Mulțumim Domnului că suntem din nou la adunare. Aici, în primul rând, pentru suflet este foarte bine. Chiar și trupului face bine adesea prezența în Casa Sfântă, dar, în primul rând, pentru suflet este un mare câștig. De Domnul ca fiecare slujbă ce o petrecem aici să fie în prezența Sa și toate împreună să realizeze desăvârșirea și mântuirea noastră. Amin. Astăzi continuăm cu o lecție de studiu biblic, a noua din tematica referitoare la Cartea Sfântă, vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu, spuneam, că s-a folosit de oameni în transmiterea adevărilor sale, revelația, chiar dacă a cuprins și îngerii, i-a avut ca și obiectiv pe oameni, inspirația prin profeți fiind și oameni, transmiterea peste generații, păstrarea Sfintelor Scripturi a fost o sarcină a oamenilor și cu siguranță vestirea acestui cuvânt în fiecare generație este sarcina oamenilor. O datorie sacră de a păstra și de a transmite cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului, de a vorbi tuturor oamenilor despre Dumnezeu și lucrările sale. Apostolul Pavel scria, citim din Roman capitolul 10, despre procedura de transmitere a cuvântului lui Dumnezeu și cei implicați, citim Roman 10 de la versetul 14. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, a celor ce vestesc Evanghelie. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dumnezeu a însărcinat oameni și toți cei credincioși își asumă această responsabilitate importantă, chiar dacă nu toți primesc cuvântul. Domnul spunea că unii îl vor auzi în vederea mântuirii, iar pentru alții se va constitui într-o probă pentru osânda de la judecata din ziua de apoi. Apostolul Pavel s-a achitat din plin de această lucrare și el scria despre sine, citim din aceeași epistolă, Romani capitolul 1, versetul 14, și aș vrea ca aceste versete să se constituie pentru fiecare un mod de cercetare și să vadă în ce măsură este el dator, în ce măsură a făcut-o sau intenționează să o facă referitor la transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu. Romani 1, citim de la versetul 14. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Și celor învățați și celor neînvățați, că nu suntem noi datori la atâția, la toți. Dar care e datoria noastră? Asta e întrebarea. Astfel în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia, vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Fie ca această dorință să o avem cu toți și să vorbim despre Domnul lor de câte ori avem ocazia, să iubim Cuvântul Sfânt. Cred că îl vom aduce și la adunare, cred că vom citi din el acasă și vom vorbi din el sau despre el, despre Dumnezeu atunci când vom avea ocazia. Trăim într-o vreme în care știm cu toții citi, avem libertatea de a folosi scripturile, de a vorbi despre Dumnezeu, să ne gândim la alte perioade, la alte zone de pe pământ unde credincioșii sunt persecutați, chiar cu prigoană prin moarte. Mi-am amintit despre ce scria, cred, fratele Vrumbrand, un caz din Vietnam, unde autoritățile s-au postat la ușa adunării și i-au scos pe toți afară, fiecare trebuia să scuipe pe Biblie și să abandoneze
Biblia și cărțile de cântări. Unii de teamă au făcut-o, dar între cei care s-au opus a fost o fetiță care a luat Biblia de jos, a șters-o de scuipatul celor care se lepădaseră, a sărutat-o și a strâns-o la piept, a fost împușcată pe loc. Au fost oameni care pentru Scriptură au suferit moarte, dar cu siguranță Dumnezeu îi va cinsti. Noi avem mare har să cinstim noi pe Dumnezeu și Cuvântul Sfânt. Însă vestirea adevărurilor divine solicită pregătirea noastră, necesită cunoașterea lor, pentru ca această vestire să poată fi realizată cu succes. Dar mai mult decât cunoașterea Scripturilor, cred că este important să avem o inimă curată și scopul nostru să fie doar slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Apostolul Pavel spunea la un moment dat, Filipeni capitolul 1, că unii vestesc Evanghelia din duc de ceartă, alții din slavă de șartă, însă unii o fac din dragoste. Așa ceva este foarte important. Pentru unii evlavia este un izvor de câștig, spunea Pavel în Timotei capitolul 6. Să ne amintim însă de situația din Samaria, citim din Fapte capitolul 8. Imediat după prigoana de la Ierusalim, credincioșii au plecat în toate direcțiile și Luca îi urmărește pe cei care s-au dus în Samaria. Citim versetul 4 și 5. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Dar după ce mulți au crezut, au fost botezați, s-a evit problema lui Simon, care ar fi vrut și el să fie un transmițător al tainilor divine, ba chiar un deținător al darurilor sfinte. Numai că Petru îi spune, citesc versetul 21, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta de transmitere adevărurilor sfinte, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Așadar Dumnezeu își dorește purtător de cuvânt cu inimă curată. Scria Apostolul Pavel, citim 2 Corinteni, capitolul 4, cum s-a comportat el și colaboratorii săi și Dumnezeu i-a însoțit sub titlul Propovăduirea Evangheliei, 2 Corinteni 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea care a încăpătat-o noi, nu cădem de oboseală, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Spunea deci că felul său de a gândi, modul său de trăire, îl califica pe el și pe ceilalți în așa fel încât toți cei care voiau să creadă să nu fie împiedicat, să nu fie o pricină, o piedică, pentru că cei ce aud să primească și să fie mântuiți. Vreau să prezint câteva reguli generale în vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Principii de care trebuie să ținem cont atunci când deschidem gura și rostim un proverb, un psalm, un adevăr al Bibliei. Primul rând, să ne silim să avem o cunoaștere cât mai corectă a informațiilor pe care le transmitem. Ceea ce am învățat noi în lecția 7 înseamnă să citim mult în Biblie și să o studiem, pentru că ceea ce transmitem să fim încredințați, să fie un adevăr verificat. Și unde nu cunoaștem, nicio problemă. Nu trebuie să ne amestecăm. De exemplu, nu știm anumite noțiuni din Apocalipsa cum trebuie explicate, nu predicăm de acolo. Nu avem înțelegere asupra unui pasaj biblic, ne vom rezuma să spunem, aici încă și eu studiez, mai citesc. Să nu ne grăbim să dăm explicații care nu sunt valide. Vedeți, în lumea aceasta sunt atâtea informații care nu sunt verificate de cei ce le transmit.
Dar noi suntem ziariști. Noi suntem doar niște reporteri angajați să transmită un oarecare eveniment. Noi vorbim despre adevăr. Ori asta înseamnă că trebuie să fie adevărat ceea ce spunem. Să nu ne pripim, ci dimpotrivă. Să studiem, iar ceea ce suntem siguri, ceea ce avem încredințare și știm că așa este, să afirmăm cu toată inima. Aici vă dau ca exemplu pe Ezra. Despre el citim în cartea sa, capitolul 7, versetul 10. Căci Ezra spusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii mijlocul lui Israel legile și poruncile. Deci, care este ordinea? Întâi, să aprofundeze, să adâncească, e scris aici, apoi să împlinească și abia apoi să învețe pe alții. Tot despre el citim în Neemia, capitolul 8, Ezra și Neemia au fost contemporani. I-a implicat și pe alții în această lucrare, citim Neemia 8:8, ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul. Asta înseamnă predica. Ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Aș lua un exemplu și din Noul Testament, Fapte capitolul 18, să îl privim pe Apollo, despre care citim de la versetul 24. La Efes a venit un iudeu numit Apollo de neam din Alexandria, omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Doar darul vorbirii fără a fi tare în Scripturi înseamnă un vas mare, dar în care nu este apă. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A fost nevoie ca Acuila și Priscila să îl introducă și în lucrarea Duhului Sfânt. Și apoi, este scris aici, finalul versetului 27, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea, asta înseamnă că el cunoștea bine, le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Așadar, rețineți acest prim principiu. Mai întâi să cunoști și apoi să vorbești, să transmiți cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Simeonuc spunea că a consumat câteva Biblii înainte de a începe să predice. Și, după cum vi-l amintiți, avea ce să spună. Știa ce scrie, nu degeaba îi corecta pe cei ce nu observau unde-i pusă virgula. Deși nu era un om școlit, cum se spunea. A fost un autodidact. A citit mult și apoi a început să vestească. Un al doilea principiu. Transmiterea adevărului sfânt este în primul rând o datorie a bărbaților, dar nu numai. Scriptura asociază și pe femei la această lucrare. Am spus în primul rând a bărbaților pentru că unii nu își iau în serios această responsabilitate. Dar și femeile trebuie să-și cunoască dimensiunile lucrărilor și să se achite de această sarcină sfântă. Iată ce citim în 1 Corinteni, capitolul 14, mai întâi, versetele 35 și 36, despre femei. Hai și 34. Femeile se tacă în adunări, căror nu este îngăduit să ia cuvântul în ele și să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru. Deci femeia este de dorit să cunoască, să întrebe pe bărbații lor acasă. Să înseamnă că bărbatul trebuie să se pregătească, să facă față tuturor acestor dorințe de a învăța. Versetul 36 spune femeilor ce de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Dar dacă nu pornește de la bărbat de unde ar trebui să pornească, în ultimă instanță va porni de la femei.
Scrie în Psalmul 68:11 că și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Știți că primele care au dus vestea învierii au fost femeile. Apoi mai departe au transmis-o ucenicii în prim plan. Dar cu siguranță că Mariile și celelalte ce au fost martori în ziua învierii au vestit și ele. Poate v-au căzut în mână acele broșuri cu românii, bărbați și femei care sunt dus misionari. Și poate asesizați că sunt tare multe fete, multe raportat la numărul întreg, nu multe neapărat, care misionează în lumea musulmană. Și spunea un frate din cei implicați în această misiune externă că ele sunt indicate în a vorbi cu femeile care în islam nu sunt îngăduite, ba chiar unele nici nu riscă ele din convingere să vorbească direct cu un bărbat. Și prin femei, în lumea musulmană, Evanghelia ajunge mai ușor la femei. Pentru că sunt alte reguli, e o altă cultură. Asta nu înseamnă că atunci când ele se convertesc, se integrează în biserică, nu se poziționează sub autoritatea bărbaților. Dar au chemarea lor. În Tit, de asemenea, este scris că femeile mai în vârstă, cu anumită maturitate, sunt indicate să se ocupe de cele mai tinere, în a le forma și pe ele, și apoi la nivel de familie. Știți, și la noi în biserică, cele mai multe învățătoare la copii sunt fete sau chiar soror căsătorite. Deci, în primul rând, bărbații, dar și femeile. Potrivit cu capacitatea, potrivit cu nivelul celor care sunt învățați. Aici vreau să vă citesc din Evrei, capitolul 5, unde este scris despre unii care trebuiau să fie învățători. Și aici cred că se poate referi și la bărbați și la femei, dar nu au capacitatea aceasta, nu s-au pregătit și nu corespund. Evrei 5, citim de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iară trebuință de cineva să vă învețe. Deci vă rog să sesizați diferență. Ei ar fi trebuit să învețe, dar încă era nevoie ca ei să fie învățați. Deci se făcea foarte greu trecerea de la statutul de ucenic la cel de învățător. Versetul 13 evidențiază diferența aceasta. Oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea că o judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Mi-amintesc că am avut o discuție cu niște bărbați, în jur de 40 de ani aveau, și unul dintre ei era tare slăbuț în scripturi și la un moment dat a vrut să se retragă din discuție și se scuză spunând: eu sunt cu cântările. Bine, frate, înțeleg că ai darul să cânți, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să citești scriptura și să nu-ți placă să discuți cu oamenii, să pui întrebări, să afli un adevăr, chiar dacă nu ești predicator. Poți să vorbești în discuții de la om la om despre cuvântul lui Dumnezeu, în familie, la fel și surorile. Pentru că nu există domeniu unde să nu ne putem implica și în toată această structură, bărbați, femei, oameni mari, oameni care nu au ajuns la maturitate, copii, peste tot putem să ne implicăm, dar fiecare la locul lui. Doamne, ajută-ne! Așadar, un al doilea principiu a fost să ne știm locul, să ne găsim clasa unde suntem rânduiți să predăm. Deci ne pregătim, apoi ne găsim catedra care ni se cuvine, care ne revine. Și la locul nostru să ne facem datoria. Un al treilea principiu. Trebuie să transmitem cuvântul lui Dumnezeu curat, fără a căuta la fața omului, conștienți că noi suntem doar niște purtători de cuvânt. Noi nu suntem factorul de decizie. Noi suntem doar cu informația.
cu transmiterea ei. Noi suntem doar poștașul. Ori poștașul nu-și poate permite să deschide scrisorile și să le mai îndulcească sau să le mai acrească. Un poștaș adevărat preia un plic sigilat și așa îl predă. Și aceștia suntem noi. Știți, mai întâi revelația a fost dată prin Moise și urmașul lui Iosua s-a achitat foarte bine de această sarcină, citim din cartea sa, Iosua, capitolul 8, versetul 35. Știți ce a spus lui Dumnezeu? Cartea aceasta lei să nu se depărteze de gura ta. Studiază-o bine. Dar acum vorbim despre transmitere. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. A citit tot. Dar nu toți au făcut așa în generațiile următoare. De aceea ne oprim și citim din Maleahii capitolul 2, unde Dumnezeu acuză neamul lui Levi, cei în primul rând responsabili de transmiterea adevărurilor sfinte, ei erau purtători de cuvânt al Dumnezeu, pentru aceasta erau și plătiți în Israel, aceasta era unica lor îndeletnicire, Maleahii 2. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Ce-i preotul? Omul de legătură între Dumnezeu și oameni. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numele meu, zice Domnul oștilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre, dar le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca baliga în față, baliga vitelor pe care le jerfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, ce Domnul oștirilor. Legământul meu, că era un legământ de viață și de pace, l-am dat să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui, nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzile lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui să așteaptă învățătură. Asta vorbeam până acum de pregătire, dar acum aspectul fidelității. El este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul meu cu Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu voi face să fiți disprețuiți și înjoșiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele și iată vinovăția. Căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Adică ai în față niște bogați, și dacă predici despre bogăție, o rotunjești. Ai în față niște prieteni ai tăi și când trebuie să vorbești despre disciplină, dai dulceață în loc de amărăciune. Și așa mai departe. Să fii imparțial, să transmiți un adevăr curat. Pavel a fost un bun exemplu în privința aceasta și dă raport de activitatea sa, Fapte 20. Versetul 20 și 27. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Deci să nu ți-i ascuns, din diferite motive. Și nu m-am temut, din teamă uneori, alteori din prietenie. Versetul 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. De aceea, țineți cont, Iacov 3:1, învățătorii vor avea o judecată mai aspră. De ce? Numai pentru că pot greși, pentru că pot greși intenționat, să treacă sub tăcere, și să nu transmită adevărul așa cum Dumnezeu a poruncit să fie transmis. Să ne dea Dumnezeu o inimă curată și o privire dreaptă. Să fie o sabie cu două tăișuri care taie și între a noștri și între alții. Pentru că suntem înaintea lui Dumnezeu. Să nu stricăm cuvântul. 2 Corinteni 2:17. Cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl strică? Orică nu-l știu, orică nu vor să o spun așa cum este. Din diferite motive, cum spuneau
La un moment dat unii către Domnul Hristos, învățătorului spunând aceste lucruri, ne ocărăși și pe noi. Și uneori nu-i chiar plăcut să ocărăși pe cei de față, știți? Cum spunea cineva, băi, evrei aveți aici? Nu, atunci vorbim azi de evrei. Tu putem trage pe ei că nu sunt aici. Dar ce folos să mergi după principiul acela omenesc, persoanele de față se exclud. Îmi amintesc că odată după evanghelizare, trebuia să rămân acolo în zonă, deci nu m-am grăbit și le-am spus că nu sunt bune tobele la volumul acela, chiar era o boxă la capul meu. Și am încercat să le explic cu undele alfa, beta, delta, teta, unele induc o stare de somn, altele de revoltă și înaintea predicii trebuie să mă ajute să creeze o stare de unde se-i pot duce pe oameni spre Dumnezeu. Și văzând că și cu asta i-am afectat pe cântăreți, unul zice, da, așa-i frate, că persoanele de față se exclud. Zic, doar nu-s prost să vorbesc la cine nu mă aude. Atunci s-au alertat dintr-o dată. Deci, hai să discutăm, că despre noi e vorba, ce rost să vorbim pentru cine nu știe. Numai că trebuie să facem cu dragoste și în cunoștință de adevăr. Doamne ajută-ne, amin. Că mustrările făcute de un prieten sunt bune. Nu fac nicio rău. Se spune că un medic i-a spus unuia, știu că te doare, dar trebuie să știi tu că îți face bine. Asta este. Un alt principiu. Trebuie să fim conștienți că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și de aceea înainte de a vorbi și după aceea trebuie să ne rugăm mult. Că degeaba știi adevărul dacă nu hotărăște Dumnezeu să folosească acel cuvânt al tău. Apostolul Pavel spunea, eu am sădit, Apollo a udat, 1 Corinteni 3, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și dacă Dumnezeu nu face să crească, la ce ajută sămânța noastră? Trudă. De aceea când vorbim despre Dumnezeu, să spunem, Doamne, însoțește lucrarea aceasta. Numai Duhul Tău poate să facă din acest cuvânt un rod binecuvântat. Altfel, suntem noi ca oameni. Ba uneori chiar dacă spunem într-un mod foarte plăcut și să ne se pară că ne-am putut exprima gândurile și am avut vocație în ceea ce am spus. Am fost chiar admirați. Dumnezeu să ne ia harul și să nu rămână nimic în urmă. Am experimentat fel și fel de situații în slujire. Este ca și la rugăciune uneori. Ne se pare nouă că s-a cutremurat pământul, numai problema nu s-a rezolvat. Și alteori ne se pare că așa am fost de slabi. Și încolo vezi că s-a realizat minunea. Să ne amintim de Apostolul Pavel care în mod repetat cerea credincioșilor să se roage pentru el. Efeseni, capitolul 6. Versetul 18. Acest verset e scris după ce în 17 scrie să iei cuvântul, sabia. Dar lângă un Iosua care se luptă, e nevoie de un Moise cu mâinile sus. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinți. Că sunt multe cauze rugăciunii. 19. Cazul subiectului nostru. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt și să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea claritate, să știm exact ce trebuie să vorbim, să dea îndrăzneală, în urmă să lase Duhul Sfânt ca să opereze și oamenii să rămână străpunși și Duhul Sfânt să facă toate operațiile necesare în vederea nașterii din nou sau a maturizării. La fel scrie și la Coloseni, capitolul 4, versetul 3, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt și să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. La fel scrie și la Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi. De ce? E o problemă de boală? Concret, notează. Cuvântul să se răspândească, să fie proslăvit cum este la voi. Și apoi
zice să fim izbăviți. Deci, nevoia de a sprijini cu rugăciune. Și atunci când vrei să vorbești cu un vecin despre Domnul, roagă-te mai întâi pentru asta. Și după ce ai vorbit, roagă-te din nou. Un alt principiu, foarte important. Transmiterea Cuvântului Sfânt trebuie să fie însoțită de trăirea Cuvântului Sfânt. Și ultima noastră lecție va fi rezervată acestui aspect, a trăi Cuvântul. Bine spunea cineva, poate oamenii nu vor citi niciodată în Biblie, nu vor fi dispuși să audă, dar nu vor avea ce să facă atunci când se întâlnesc cu noi, dacă noi trăim Cuvântul lui Dumnezeu. Vor trebui să vadă ceva ce iese din cuvânt. Cuvântul făcut trup, un adevăr trăit. Amin? Asta înseamnă nu doar flori, nu doar petale, înseamnă rod. Cum spunea fratele Dionisiu Giucuici în poezia Paradisul Verde, nu doar frunze și petale, să rodim și portocale, ce cântăm, să și trăim. Amin? Asta e foarte important. Asta va fi dovada că noi credem într-adevăr. Spune Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, și cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și iată faptele, că știți că din dragoste pentru voi am fost printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Și vestea s-a răspândit, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Atât de mult au fost oamenii ajutați de trăirea lor, impactul trăirii lor a fost minunat. Și un ultim principiu, importanța implicării materiale și tehnice în transmiterea adevărului sfânt. Și aici mă refer la traducere în diferite limbi și dialecte, la transportarea, la infuzia care e necesară de Biblii în zonele de misiune, în țările unde este interzis cuvântul lui Dumnezeu. Unii s-au sacrificat toată viața să învețe limba unui trib. Adesea, o limbă a fost constituită de cei ce au tradus Biblia. De exemplu, și Martin Luther a pus bazele unei germane moderne odată cu traducerea Bibliei în limba germană. Dar mă refer în mod deosebit în zona triburilor, unde sunt țări cu limbi foarte diferite, mai multe. Au fost credincioși care s-au dus acolo și ei au scris din ceea ce auzeau ei, au transformat sunetele acelea, sunetele diferitelor triburi, uneori într-un vocabular redus, pentru că erau oameni înapoiați, să spun mai simplu. Și a fost necesară multă muncă. Citeam despre un traducător care a anchilozat la un moment dat, avea probleme de sănătate și un singur deget mai era valabil din 10. Și cu acel singur deget, la o mașină de scris, a scris toată Biblia în limba acelui trib. Să ne amintim de ceva mai aproape de noi, frații care au adus Biblii cu riscul libertății. Poate ați citit cartea aceea Când dor copiii. Aveau tiparnițe făcute din motoare de la mașini de spalat. Improvizații. În anumite locații stăteau zi și noapte, 2-3 săptămâni, o lună, închiși, să nu fie observați din jur, apoi se mutau în altă parte. Cei care au scris cartea respectivă au fost o familie care au trebuit să-și demonteze repede toată instalația, apoi să demonteze și bancheta de la mașină și să pună copiii deasupra și să plece pe un drum cu zăpadă în altă parte. Să se mute. N-au mințit că s-au mutat. Cu risc. Îmi povestea un frate din Ciudei,
fratele mai mic al fratelui Mihai, care vinea la noi și ne spunea întâmplări. Că l-a chemat cineva să se implice în difuzarea secretă a Bibliilor și s-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul l-a încredințat. Mai întâi s-a arătat o vedenie, erau șgheaburi întinse, unde erau turme de oi, de tot erau goale. Și a zis, cine le va aduce hrană? Ești chemat și tu. În fiecare noapte își lua mașina și mergea până la zona vămii de la Siret, o parca, ulterior a aflat, așa l-a călăuzit Domnul, în fața porții unui mare șef de la partid, de aia poliția niciodată nu a întrebat de ce e mașina acolo. Trebuia să preia doi saci cu Biblii, fiecare sac avea în jur de 100 de kilograme, dar era un om care avea el mai mult de 100 de kilograme, așa că se descurca. La risc. Și așa a făcut 2 ani de zile. Apoi le duceau la Cernăuți, de acolo se împărțeau în plase, mergeau frații prin adunări și le puneau undeva la bancă. Se temeau să spună public, pentru că de regulă erau informatori. Și se transmiteau în toate părțile. În română, în rusă, toată Biblia părți. Și spunea personal, mi-a povestit, că la un moment dat a avut o teamă. Și a zis soției, noaptea asta nu mă duc până nu mă duc mai întâi să întreb pe Domnul. Și când s-a dus la o soră bătrână la rugăciune, într-o vedenie s-a arătat, zice sora, numai atât am văzut, frate. Un scaun răsturnat, dar mie mi s-a spus că e 4. El a zis, soră, înțeleg că la ora 4 trebuia să ia transportul, dacă e răsturnat înseamnă că ceva nu e în regulă. În noaptea aceea i-a prins pe cei ce tranzitau, nu pe frați, pe cei care erau plătiți pentru asta. El nu s-a dus și a scăpat, însă au fost alții care chiar au murit pentru așa ceva. Să nu uităm așadar că în transmiterea adevărului sfânt au fost și oameni care s-au sacrificat pentru partea tehnică, ca Biblia să ajungă până la noi. În România doar nu s-au tipărit Biblii înainte. Harfe se tipăreau un număr limitat. Mă refer la Biblii cum avem noi, erau câteva, tot un număr limitat, avizate de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Dar ce se întâmplă acum în lumea arabă, în China și așa mai departe? Pare mi se anul trecut, ați contribuit și dumneavoastră ca să fie tipărite acele întâmplări, 100, așa, de întâmplări din Biblie pentru frații din China. Să vă mai rugați pentru asta, ca Domnul să sprijinească pe cei ce lucrează în felul acesta. Și Biblie unde ajung sau alte părți din Cartea Sfântă să aibă un efect binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Vreau să amintesc acum și câteva metode de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. După cum spunea Îngerul Mariei, Luca 1:37, niciun cuvânt al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Ce înseamnă asta? Că spunând un verset din Biblie, un adevăr, e ca o sămânță care are un germene puternic. Și cum spunea Domnul și în pilda cu grăuntele de muștar, e mic. Uneori un cuvânt, o frază, face mult în mintea unui om, rămâne acolo și lucrează. Să nu uităm să ne rugăm pentru aceasta. Cum spuneau cei de la Ierusalim când au fost prigoniți, Doamne, dă putere robilor Tăi să vestească cu îndrăzneală cuvântul. În primul rând ne rugăm, asta o facem des pentru slujbele de la adunare, nu? Ne rugăm în de a citi cuvântul, ne mai rugăm o dată după ce l-am citit, Doamne, sprijinește pe cei ce predică. Este important asta. Spune în Fapte, capitolul 11, că cei din Antiohia au avut un program intensiv de studiere a Cărții Sfinte, erau la început, o cateheză prelungită, ea spune, 11:26, și după ce Barnaba l-a găsit pe Saul, l-a dus la Antiohia, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Un an întreg. Cred că au luat mult din sistemul celor de la Ierusalim care se adunau cât mai des posibil. Apoi, foarte important, vestirea Cuvântului Dumnezeu în grupuri, prin case. Când nu era libertate, grupurile și adunările din case erau mult mai puternice.
acum ne-am cam mulțumit cu cei la adunare. Vă îndemn să ne așteptăm să vină iar prigoană. Când ne întâlnim? Când aveți ocazia să cercetați prieteni, oameni care sunt de puțin timp întorși la Domnul, duceți-vă la ei, vorbiți cu ei, ajutați. Sau îi lăsăm pe cei de la Martirii lui Jehova cu echipele lor să vină ei, ei știu merge prin casă. Așa sunt de insistenți. Să folosim noi astfel de ocazii. Apostolul Pavel spunea, citim din Fapte, capitolul 20, versetul 20, că am pletit vestirea de la adunare cu cea de prin casă. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos? Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Nu reușim la adunare să spunem prea multe lucruri. Sunt atâtea întrebări. Există un program de întrebări biblice și de consiliere pe dragostepentruadevăr.ro. Cineva de aici din adunare mi-a scris o listă de întrebări după ce a citit în cartea Exod. Am vrut să-i răspund mai în detalii și am propus să mă întâlnesc cu el aici undeva. A zis, nu, că poate n-aveți despre mine o părere că sunt atât de evlavios să mă intereseze pe mine atât de mult din Biblie. Am așteptat o vreme, până la urmă am dat răspuns, dar tot nu m-am parte. Poate că vrea până la urmă să ne întâlnim, să discutăm mai pe larg. I-am arătat cuiva lista cu întrebările lui și a lăudat, spunând, asta înseamnă un om foarte interesat. Un om care încearcă să se înțeleagă cât mai mult. Astea nu putem să le discutăm aici. Și dacă ar fi să trimiteți bilete, aș răspunde numai eu, dar nu eu le știu pe toate. Dar așa în discuții, întrebați și pe un frate, întrebați și pe altul și nu știi la cine dă Domnul lumina. Mie mi s-a întâmplat de nenumărate ori, îmi pune cineva câte o întrebare și înainte de a mi-o pune întrebarea, nu știam cum se explică lucrarea aceea. Când îmi pune întrebarea, atunci primesc lumină. Ba uneori le-am și spun la unii, hai întrebați-vă ceva să mă aflu și eu câte ceva. Că uneori dacă nu există interes și nu suntem deschiși pentru lucrarea asta, Domnul nici nu ne dă. Dar în loc să discutăm noi câte toate, ca să nu zic eu, hai să discutăm, cum scrie în Maleahii, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea, despre ce au vorbit. Păi vorbim și de sănătate, și de primăvară, sau știu eu, dar astea puțin. Și să facem spațiu pentru cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin înseamnă seara în care vă duceți și vorbiți. Asta înseamnă. Să și facem. În al treilea rând, vestirea cuvântului Dumnezeu în aer liber, în spații publice, aș spune, la servici atunci când este posibil. Într-o pauză de masă, într-o stație. Aici fratele Marcu ne poate da lecții la toți. Dumnealui cred că este cel mai cu râfnă dintre noi. Îmi spunea într-o zi, când mergeți mai mulți cu trenul, nu vă așezați toți într-un compartiment, fiecare într-un alt compartiment, să deschidem tot atâtea adunări cât suntem noi. Ei, n-avem toți îndrăzneala aceasta, dar cel puțin, hai doi câte doi, cum ne-a trimis Domnul. Chiar dacă nu strict evangelizăm, n-avem toți darul acesta de a iniția pe cineva, dar cel puțin să vorbim despre Dumnezeu. Putem să spunem cum Dumnezeu ne-a făcut bine, să vorbim despre natură, cum Dumnezeu dă ploaie și toate fenomenele și au rolul lor binecuvântat. Putem într-un fel sau altul să vorbim despre Dumnezeu, asta este foarte bine. Vă citesc în privința aceasta din Fapte, capitolul 14, versetul 21, unde Fapte 14, versetul 15 și în 21 scrie provăduire, dar alt aspect vreau să surprind acum. Oameni, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire ca și voi, noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeu cel viu care a făcut cerul, pământul, marea, tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer, timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug, v-a umplut inimile de bucurie. Iată câte subiecte se pot deschide în relația cu oamenii, în a le vorbi despre Dumnezeu. Discuții de la om la om poate să
aibă cineva, oricine, un drept să spună părerea. Dacă cineva nu primește, nu dăm lucruri sfinte la cei ce nu le prețuiesc. Ne retragem. Vorbim cu un altul. Dar este foarte important, spune aici în Fapte, capitolul 17, versetul 17, despre Pavel, care folosea nu doar spațiile sfinte, ci și spațiile laice pentru această lucrare. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Dacă și dumneavoastră, surorilor, când mergi la piață, numai unul, când faceți piața, dacă îi spuneți ceva, tot e ceva, nu? Să nu doar să cumpărăm, să mai și vindem ceva, în sensul să oferim un adevăr, amin? Aici scrie apoi versetul 22 că a vorbit în Areopag. Sunt ocazii în care putem să spunem despre Dumnezeu. Asta nu înseamnă să deranjăm, să nu ne achităm de sarcine de serviciu, dar cel puțin un verset putem să strecurăm. Și un Doamne ne ajută făcea mult, măcar la oamenii de la țară. Putem și noi să se folosim, de aceea eu sunt tare necăjit și am spus de... M-am plictisit eu de mine însumi când am spus, numai alții tot n-au învățat. Iar duminică seara erau două fete aici în curte, când s-au despărțit, spune, ceau, și când mă vede pe mine, pace? Obișnuința. Folosiți ori de câte ori aveți ocazia cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Asta este foarte important. Cuvântul trebuie să devină, dragii mei, un limbaj cotidian. Efeseni, capitolul 5. Aici nu vorbim numai de evangelizare. E vorba de ceea ce rostim din prisosul inimii. Versetul 19, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți în toată inima laudă Domnului. Coloseni 3, cu 16, surprinde același adevăr, dar cu aspecte suplimentare. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, pentru că dacă ai înmagazinat, atunci asta se poate manifesta în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. E necesar. Și dacă nu vă vine vreun cuvânt, atunci spuneți un vers. Cântați dacă aveți ocazia. Cel puțin fredonați așa o cântare, o melodie. Să fie ceva de la Dumnezeu. Aș mai aminti, în final, transmiterea Cuvântului Dumnezeu prin literatură, studii, articole, întrebări, răspunsuri. De aceea trudim și cu reviste. Și la transmitere mă refer nu doar la studii, la cuvânt, cum spuneam, și cântarea, și versurile, totul intră aici. Trebuie să folosim și înscrisurile. E foarte important. Unii nu înțeleg nevoia aceasta. Se rezumă doar la transmiterea verbală. Vă îndemn să vă rugați pentru acele 8.000 de reviste care pleacă de aici. În țară și în afară. Aproape săptămânal suntem sunați să transmitem reviste la o nouă adresă undeva în țară. Am citit o revistă a dumneavoastră. Nu ne trimite și nouă. Vă trimite. Și Dumnezeu a fost credincios și ne-a sprijinit până aici. Apreciez pe toți învățătorii. Pare mi se astăzi sau mâine poate. Câteva învățătoare pachetează 8.000 de reviste. Avem câte un frate care stă 2-3 ori la poștă, le mai obosim puțin pe cele de la gară, dar le stimulăm noi ca să fie cu inimă bună. Poate se gândesc, dar ce fac pocăiții ăștia? De ce transmit atâta literatură? Da, pentru că vrem cuvântul lui Dumnezeu să fie transmis și oamenii să fie hrăniți. Când s-a dat drumul la revista Dragoste pentru Adevăr, am pus înaintea Domnului.
A fost o vedenie prin fratele Ghiță Mocanu că s-a lansat o plasă în apă. Și unii au zis, dar ce vor să pescuiască ăștia? Și s-a spus așa, asta nu-i plasă de prins pești, e plasă cu buzunare pentru hrănit pești. Și s-a dovedit că nu vrem să pescuim nimic, vrem numai să hrănim. Că nu avem niciun alt interes, nu reprezentăm nicio organizație ca să avem vreun scop, nu are nimeni vreun câștig, toți sunt voluntari care lucrează. Ne interesează doar cuvântul să ajungă la cât mai mulți oameni. Doamne, binecuvintează lucrarea aceasta și altele de felul acesta. De asemenea, trebuie să menționăm și vestirea Cuvântului Dumnezeu prin mijloace tehnice moderne. Casete, acum au mai ieșit și astea din uz, CD-uri, prin internet, prin radio, prin alte metode. Folosim toate aceste mijloace. Îmi scria cineva din Canada, pe care nu-i cunosc, o familie, tineri, într-o zonă unde nu au credincioși români. Nici măcar vreo biserică penticostală, numai ceva de altă denominație, se hrănesc cu ceea ce găsesc de pe internet. Iar în ceea ce n-aveau clar, întreabă în țară, pe unul, pe altul. Toate acestea sunt necesare. Și uneori se întâmplă, cum scrie în Proverbe, căci o veste bună venită într-o țară îndepărtată este ca și un izvor de apă. Când ai nevoie de o informație și cineva poate să o transmită. Dumnezeu a prevăzut aceasta, spune în Daniel, capitolul 12, versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetulește cartea. Până la vremea sfârșitului atunci, mulți o vor citi. Ce înseamnă asta? Transmiterea cuvântului prin literatură și prin alte mijloace. Și cunoștința va crește. Și toate acestea sunt necesare. Nu rămânem doar la cele scrise, le împletim cu transmiterea verbală, ca și în cazul famenului etiopian. El citea pe carte, nu s-a lămurit singur, a fost nevoie de cineva să-i și explice. Când folosim toate aceste metode, nu ne rămâne decât să rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea. Amin? Și în încheiere vreau să concluzionez îndemnându-vă, încurajându-vă. Să vestiți cuvântul Dumnezeu, transmiterea Lui este o cinste, dar și o îndatorire sfântă a celor ce cunosc pe Domnul, a celor mântuiți. Odată ce ai ajuns la cunoștința adevărului, ești dator înaintea lui Dumnezeu, dar este și o onoare să îl transmiți mai departe. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 9, Apostolul Pavel vorbea despre sine și slujba sa. Versetul 16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, vrea să spună, accentuând responsabilitatea noastră, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Este și o laudă pe care o vom primi la sfârșit. Dar este în primul rând o mare responsabilitate de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Suntem noi conștienți de aceasta? Dacă suntem, atunci haideți să ne însușim aceste principii. Cum spuneam de la început, să fie un adevăr curat, transmis ca din partea lui Dumnezeu, cu rugăciune pentru toți în dreptul cărora Domnul ne-a făcut responsabil. Și în ultimul rând, să știți că și transmiterea Cuvântului Dumnezeu păstrează în noi credința vie și nădejdea nu este clintită. Noi suntem păstrați într-o stare bună și într-o așteptare permanentă a venirii Împărăției lui Dumnezeu. Deci transmiterea Cuvântului ne păstrează într-o relație bună cu Domnul și mai mult, într-o relație bună cu alții. Discuțiile acelea în grup, în familii, pe teme sfinte, păstrează și desăvârșesc frățietatea. Și în final, dacă mai trebuie o motivație, vă spun că vom fi și răsplătiți pentru asta, în eternitate. Nu sunt astea motive suficiente? Iată un ultim text, 2 Tesaloniceni 2.
1 Tesaloniceni 2. Da. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. Versetul 3. Căci propădirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, împotriva am fost blâns ca o doică, am muncit, spunea el. Versetul 12. Știți cum am fost pentru fiecare din voi, ca un tată o copilului, vă sfătuiam, vă mângâiam, vă adevăream. Și apoi în final, spunea el, de la versetul 19, că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Cu alte cuvinte, după toată truda, în final ne așteaptă ceva. Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Vrei slavă, să ai slavă și bucurie în final? Atunci vorbește despre Dumnezeu și oamenii de care te-ai ocupat. Pentru că este nevoie de o implicare majoră, masivă. Altfel, cum spuneam într-una din lecțiile anterioare, mintea noastră este bombardată de informații din lumea aceasta și mântuirea nu mai este pentru noi prioritară. Și când am pierdut din obiectiv această lucrare măreață, ne năpădesc îngrijorările, înșelăciunea bogățiilor, plăcerile și mântuirea se pierde încet. Dar câtă vreme păstrăm această dorință de a vorbi despre Dumnezeu, despre mântuire, de a ne încuraja unii pe alții, de a învăța psalm, de a cânta împreună, mântuirea e mult mai sigură. Mântuirea noastră și a altora, pentru care Domnul ne-a destinat să ne ajut, să-i ajutăm. Doamne, fii binecuvântat pentru toate. Amin.